Oh, Tiffany, nu este o competiție. Și dacă era, cred că am fi fost la egalitate. Dar putem fi toți de acord că există în fiecare o floare a bunătății care așteaptă să înflorească. Stai, nu! Treci aici! Au! Stai! Că domnul lup e o bestie sălbatică, practic un gunoi cu picioare. Scuze, vreau să demonstrez ceva. Cum să spunem că sunt pierduți dacă nu li s-a dat o șansă? Ce-ar fi dacă am face un mic experiment, Diane? Bunătății, cel hashtag mai tare eveniment caritabil, se apropie. Dacă le pot demonstra celor care vin la gală că băieții răi s-au schimbat, o să îi lași liber să o ia de la capăt? Dar a fost ideea mea. Gândit. De asta ești tu, guvernatoare. Sunt toți fericiți. Eu, Rupert Marmelada al patrulea, voi face din băieții răi băieți buni. Oh, frumii. Se spune că experiența e cel mai bun profesor. Și este greșit. Eu sunt. Bună dimineața, studenții ai bunătății. Și bun venit la prima zi din restul vieților voastre bune. Nu e un fund. E o lampă în forma meteoritului Craterul Iubirii. Cea mai mare creație. Din nou, nu este un fund. Mersi. După cum spuneam. Atunci de ce e bucălat? Funduleț! Nu e un fund! Cum spuneam, sunteți personaje negative, prădători, sociopați fără scrupule. În interior există o floare, floarea bunătății. Și când înflorește și simțiți fiorul pozitivității radind prin tot corpul, veți dori să-l simțiți tot timpul. Deci noi... Nu orice fior, fiorul bunătății, pe care îl veți simți în minunatul meu laborator de daruri. Dăruiesc o dulciurică. Dare! Parți. De ce? La un nivel fundamental, pentru a pune nevoile altora înainte de ale tale. E înfiorător. Să încercăm ceva mai ușor. Om bun e mereu atent la nevoile celor din jur. Acum, uitați o bătrânică fragilă. Uită bunicuța să treacă stradă. Te mai ușor? Ciordată nici că se poate. Bun, ce parte din acest scenariu t-ar face să simțiți fiorul? O să o... Sugrubă! Vați! Vreau să o salv și e atât de evident. Vreau să o salvați! Ce tot faci? Bine. La ce, dacă îmi permiți, sunteți voi buni? Alo? Spargeri, ziceți? Pe asta. Cred că am o idee. Încep să te placă! Da! Câștiga inimile invitaților galei! Despre... Turisesc că te-ai schimbat. Te-ai prins în sfârșit. Serios? Și văd asta din cap până în coadă. Păcat că trebuie să car tot bagajul ăsta. Potențial uriaș, lup. Dar la un moment dat va trebui să alegi între prietenii tăi și o viață bună. Ace, eroul vostru a ajuns! Încercat să-i ajut, Tiffany. Dar în final e aceeași veche poveste. Băieții răi sunt răi, iar cei buni sunt buni. De atât, pentru binele orașului am decis să duc meteoritul la mine acasă pentru a fi în siguranță. Ai, deci v-ați prins în sfârșit. Nu e doar un meteorit. V-am în fund! E sursa supremă de putere. Vedeți voi, când a lovit, cercetătorii au descoperit că emite frecvențe electromagnetice nemai întâlnite pe pământ. Voi folosi toată această putere pentru a organiza cea mai mare spargere din univers. Sunteți acoperirea perfectă. Haideți, când oamenii caută rău în dicționar, văd acolo un porcușor de guinea mic și adorabil? Nu, vă văd pe voi. Fâs, să fim sinceri, evoluția v-a păcălit. Dar lupușorul a cam mușcat-o până cu salvarea bătrânicii neajutorată. Lup, am zis eu prea multe? Oricum, se pare că, din nou, lupul mare și rău a fost păcălit de micuțul porcușor. Lupul mare și rău mă atacă! Profesorul Marmeladă! Lăbuța purpurie! Ia-i lăbuța purpurie! Ia-i lăbuța purpurie! Eu sunt floarea bunătății!